Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bună seara, Florentina, mă bucur că ești aici alături de noi. Începem săptămână nouă, cu energie bună, sper, cu dorință de bine. E frumos afară, a fost soare toată ziua, a fost cald. Sper E o să-ți... primăvară superbă. E o primăvară superbă și bună seara și tie și tuturor invitaților noștri, prietenilor care se uită la noi și care chiar spun că te uită cu bucurie și așteaptă seara de luni. Așa este. Uite, nu Sunt pot să mă abțin să nu spun cât de mult m-a impresionat mesajele celor care au fost la tine la Constelații, câte probleme ai rezolvat acolo. Ți-am și spus înainte de începutul emisiunii că vreau neapărat să mai particip la una dintre Constelațiile tale, probabil că pe 6, așa, Da. să fiu prezentă. Este, faci minune acolo. Ce faci acolo? Zi măcar două vorbe, după care intrăm în subiectul emisiunii. Îi iubesc pe oameni, asta fac. Îi iubesc pentru că tot ceea ce fac este făcut cu atâta iubire și cu atâta dăruire și mă conectez la ei înainte de a începe să vorbim. Rar mi-a fost dat să văd mesaje atât de frumoase, atât de sincere, cu atâta iubire în ele, încât de piatră să fii și tot te impresionează. Da, pentru că erau sinceri și pentru că spuneau ce au trăit cu adevărat. Și micul secret este că în spatele a ceea ce e acolo e iubirea. Ceea ce transmite iubirea, ceea ce primesc e iubirea și reacționează primind această iubire și primind conexiunile pe care le-au de făcut. Pentru că știm, noi, oamenii, ființa umană, este o creație de o inteligență spectaculoasă. Și o creație care merită să se regăsească și să se trăiască în plinătatea ei, cu toate darurile cu care a fost hăruită, și abia atunci oamenii încep cu adevărat să se simtă ce au fost creați, oamenii întregi. Este foarte important să ne amintim că suntem oameni întregi și să ne trăim ca oameni întregi. Și, dragii noștri prieteni, încep să simtă. Mă bucur că vin din ce în ce mai mulți la Constelații. Deja pentru Constelațiile de pe 6 e ocupat mai mult de jumătate din sală. La tabăra care va fi la final de lună, tot așa este ocupată mai mult de jumătate, pentru că oamenii înțeleg. Bine, tabăra o să fie despre lucru practic. Pe 6 mai avem Constelații, 25-28 avem lucru practic cu noi înșine ca să ne cunoaștem identitatea energetică. Și oamenii nu doar asimilează, încep să simtă, ceea ce este minunat. Sunt și, na, mici hopuri, sunt și, na, unele griji, teama că poate nu este chiar făcut cum, dar în momentul în care se simte, cum ai văzut, s-a simțit sâmbătă, a fost o energie copleșitoare, a fost o meditație cerută, pregătită, susținută foarte, foarte mult la nivel macro și și a fost una dintre temele care fac parte din trezirea noastră și din mersul nostru înainte, din reîntregirea noastră și mersul nostru înainte. Acum mă gândesc la o întâmplare nefericită de săptămâna trecută și aș vrea să spunem măcar câteva cuvinte și tu să vorbești din poziția psihologului, pentru că ești și psiholog. O jurnalistă a încheiat această viață, a hotărât să încheie această viață. Probabil că se afla într-o stare de depresie, cu niște probleme de sănătate care
Să spun că sunt din ce în ce mai dese, mai ales la tinerii de între 30 și 40 de ani. Este vorba despre bipolaritate. Este o afecțiune care păcălește. Nu-ți dai seama decât atunci când sunt în crize oamenii. Dar pot trăi cu asta și pot să le țină într-o vazi normalitate, așa, adică pot să o ducă foarte bine. Da, se poate. Dar vreau să spun că m-a bulversat faptul că psihoterapeuta la care mergea jurnalista a pus un mesaj pe Facebook după ce s-a întâmplat nenorocirea și a spus că o felicită pe clienta ei pentru curajul de a face acest gest. Și mă gândeam cât este de important să îți alegi terapeutul, cum să faci să știi că ești la omul care într-adevăr te poate ajuta. Pentru că, vezi, poți să nimerești la omul care să te trimită către groapă. Florentina, se întâmplă niște lucruri despre care, uite, până la vârsta asta, n-am auzit niciodată ca un psiholog, un terapeut să te felicite pentru un astfel de gest. Dacă mă întreb pe mine, probabil că terapeutul acela avea mai multă nevoie de ajutor. Câteodată ne lăsăm viața în mâinile unor oameni fără să știm cine sunt ei, ce pot ei să facă, cât sunt ei de pregătiți pentru ceea ce fac. Da. În urmă cu câteva săptămâni s-a mai întâmplat tot așa, dar cu un terapeut robot care a sfătuit pacientul să se Bine, sinucidă. acolo să spui că era, nu știu, dar un om care simte, care să uită în ochii tăi, care te vede că ești într-o perioadă mai dificilă. Trebuie să vină cu o vorbă bună, trebuie să vină cu încurajare, trebuie să, nici de cum, să, nu știu, deci nici nu am cuvinte să spun îmi pare rău că s-a întâmplat așa, îmi pare rău pentru viața, pentru tinerețea acestui copil, că practic foarte tânără. Și societatea noastră nu întinde o mână să ajute. Nu mai avem ochi să-l vedem pe cel de lângă noi că suferă. Nu ne interesează. De fapt, cred că este o ignoranță din asta. Nu ne vedem decât pe noi și atât. Nu vedem suferința de lângă noi. A cultivat comportamentul ăsta și a prins extrem de bine. Și uite, să știi că unul dintre lucrurile care cel puțin mă hrănește pe mine și mă bucură, adică îmi hrănește sufletul cu multă bucurie, este că noi suntem cu toții prieteni. Deci în toate grupurile, în toate taberele, în toate constelațiile, noi ne tutuim, ne vorbim deschis, suntem prieteni și vorbim ceea ce avem de spus, spunem cu sinceritate, pentru că nu ne judecă nimeni. Deci acolo e una dintre reguli. Nu avem voie să judecăm pe ceilalți și îi tratăm pe toți cu respect. Acum, din perspectivă psihologică, bipolaritatea este o boală. Deci nu este doar o tulburare, este o boală psihică care are două faze. Faza maniacală și faza depresivă. Faza maniacală este faza în care persoana are accese de furie, nu se controlează, poate să aibă și incoerență verbală, însemnând și cuvinte pe care nu le pronunță corect, însemnând și fraze care nu au sens. Și poate să fie și cu agresivitate fizică. De multe ori se întâmplă să fie agresivitate spre animale și spre cei din familie, sau poate să fie spre obiecte, dar este faza în care consumă un cumul de energie pe care l-a acumulat. Faza depresivă este cea care succede fazei maniacale, în care persoana și-a pierdut energia, da, în timpul fazei maniacale și în
faza depresivă are de reîncărcat structura cu energie, dar este o fază depresivă vero în care omul nu are dorință, nu are bucurie, nu are chef să facă nimic, nu găsește un sens în nimic și nu-și vede rostul de a fi. Știi, chiar vroiam să vorbim astăzi puțin despre să punem o întrebare tuturor prietenilor noștri, să se întrebe dacă cineva îi întreabă cine sunt ei, ce răspunde în afară de nume. O persoană depresivă e un nimeni. Nu-și găsește identitatea. Efectele sunt dureroase și, din punct de vedere energetic, sunt urmare a unor programe ancestrale de faimoasa chestie cu Eva, cu lua din pomul cunoștinței binelui și răului. Și dacă ar fi să traducem pentru cunoașterea noastră de astăzi, este echivalentul decuplării sufletului viu de pineală, de glanda pineală și, evident, întreruperea legăturii cu Dumnezeu. Cei care intră în faze depresive nu au această legătură deloc. S-a mai procedat în trecut pe populațiile care nu fuseseră atât de afectate de luarea din pom și mâncarea fructului interzis, o tehnică pe care egiptenii au lăsat-o posterității prin desene pe pereți, prin frescele lor, în care se introduce o betișoare în nas, da, foarte adânc, da, ca să se poată, pentru că sufletul viu, Duhul Sfânt, a fost suflat omului prin nări, da, și el se ducea exact în mijlocul geometric al capului, unde este glanda pineală. Și în urma acestei acțiuni se decupla sufletul viu și pe perforarea respectivă se elimina. În felul acesta, omul își pierdea voința. Da? Nu mai avea comunicarea cu Dumnezeu și atunci nu mai avea legătura energetică pe verticală. Avea doar energia pe care i-o dădea pământul. Dar dacă știa să se conecteze la pământ, dacă credea, dacă simțea, însă pe vremuri ceea ce i-a ajutat foarte mult era faptul că mergeau desculți. Și atunci, prin tălpi, prin centrii din mijlocul tălpilor, se prelua energia telurică și corpul transmuta în energie vitală. Dar ceea ce se produce la un depresiv este o decuplare a capacității de energizare și se pierde asta, direcția. Omul nu știe ce să facă și e ca și cum ar sta într-o încăpere cu multe uși închise. Nu știe încotro să o ia și care e direcția lui de viață, ce are de făcut, cum să iasă din spațiul în care este și cel mai degrabă se acoperă și se așează într-o poziție fetală. Asta este, deci nu am putere cum nu are nici bebelușul o putere să se schimbe, să meargă, să facă, să se dezvolte, pentru că acea putere s-a pierdut. Știi, ce am lucrat sâmbătă a fost un revers, e procesul invers. Și dă foarte multă energie, energie colosală pe care o declanșează recuplarea structurilor sufletului viu la pineală. Când o astfel de persoană are probleme, e bine să meargă la psihiatru, nu doar la psiholog, pentru că psihologul nu poate să prescrie medicație. Psihiatru poate, e medic. Atunci sunt pastile care susțin cât de cât supraviețuirea. Am întâlnit însă, să știi, și situații în care oamenii consideră că cei care au boli psihice sunt, nu mă refer la societate, da? Fel de ființe în plus care n-ar mai trebui să trăiască.
Din punct de vedere al societății, din punctul de vedere economic al societății, sunt considerate o cheltuială mare pentru societate și, evident, se consideră că sunt nevindecabili și câtă vreme trăiesc vor consuma și Aici nu e te contrazic, pentru că cunosc oameni cu acest diagnostic. diagnostic care, într-o armonie de familie, într-un plus de iubire, și uite, recomand să fie deținător de animăluțe, de pisici, de câini, să știi că sunt oameni care oferă atâta iubire, aș putea să spun chiar sunt printre puținii care oferă iubire necondiționată. Nu-și pun atât de multe frâne. Da. Deci, Te sunt mult oameni, mai nu sunt un liber. pericol. Dacă reușesc să trăiască într-o armonie, dacă sunt înconjurați de iubire și de înțelegere, nu sunt în pericol. Sunt niște oameni absolut normali. Depinde foarte mult de noi, cei care suntem în jurul lor, cum Categoric. ne poziționăm față de ei când sunt în perioadele dificile. Cuvântul magic pe care l-ai spus e iubire. Da. În general, persoanele cu bipolaritate sunt ușor vizitate, atacate de entități întunecate. Deci la toți cei care, pe care i-am găsit cu bipolaritate, aveau niște conexiuni care pot să fie și venite pe neam, pot să fie venite din jurăminte vechi, din conexiuni vechi și acum au venit să vindece. În momentul în care se face decuplarea de entitățile întunecate, eu nu numesc exorcizare și nici nu consider. Na, am altă optică. Este vorba pur și simplu de o restabilire a structurilor în firea lor, fiecare energie la entitatea posesoare și atunci cel care a fost parazitat și a avut episoadele care sunt generate de aceste parazitări pot să se vindece pentru că nu mai sunt paraziti. Nu se vindecă brusc în momentul în care nu mai sunt paraziti, pentru că au ajuns mulți dintre ei să trăiască niște ani de zile într-o anumită rutină și greu se pot desprinde de acolo, dar nu este imposibil. În esență, o entitate care parazitează ea energia și duce către faza depresivă, iar omul, în momentul în care se simte în lipsa de energie, simte nevoia, și aici este versiunea energetică a bolii, a afecțiunii, simte nevoia să se încarce și încărcarea se face prin această atitudine agresivă care sparge câmpurile celorlalți și atrage energie către sine. Este o luptă cu viața. Deci acești oameni au multe momente în care se luptă să supraviețuiască. Deci faza maniacală este manifestarea extremă prin care ei încearcă să se agațe de viață și să supraviețuiască, să-și revină. Faza depresivă este și faza de și de debusolare, dar și de pesimism și de descurajare, pentru că nu reușesc să găsească calea foarte ușor. Nu e ușor de găsit. Și nu e ușor de găsit tocmai din cauza acestei desprindere a sufletului de pineală, pentru că, susținut de energia lui Dumnezeu, legătura se face instant. Ca să se poată face o recuplare pe energia lui Dumnezeu, când există o parte din structură pe nivelurile mai joase, ca frecvență, ar produce o bulversare a trupului. Adică nu poți să vii cu o energie foarte înaltă pe o energie care a fost căzută de această parazitare
Și e nevoie să se facă gradual o creștere și să se produce schimbarea. Și sunt oameni care își revin, însă, într-adevăr, cei care își revin cu adevărat sunt cei care sunt iubiți. Și marele secret din spate este că nicio entitate întunecată nu suportă iubirea. Nicio entitate. Pentru că, ce spuneam, este energie de vibrație superioară și entitățile întunecate sunt la vibrație inferioară. Și atunci e o vibrație incompatibilă și entitățile întunecate pleacă în momentul în care dau de câmp de iubire. Da. Deci asta ca îmi pare rău și sincer să se poate trimite lumină către sufletul ei și cred că la meditație, dacă vom fi în asentimentul prietenilor noștri, vom începe cu a trimite lumină pentru ea și pentru toți cei care au nevoie să primească lumină și să înceapă să se vadă. Și le așează cineva. Spuneam noi mai devreme că am vrea să vorbim despre atașament. Este parte din acest proces. Da? Cine suntem noi? Tendința noastră este să ne spunem numele. Dacă cineva mă întreabă cine ești tu, firește ar spune numele. Florentina Matescu. Ok. Nu sunt Florentina Matescu. Dincolo de corpul ăsta fizic pe care l-am primit la venirea în această viață. Partea subtilă este cea care este nemuritoare. Sufletul este cel care e nemuritor. Și el este cel care transmigrează dintr-o viață într-alta și traversează experiențe după experiențe ca să poată să ajungă la cunoașterea adevărului. Să ajungă să se cunoască, să ajungă să se cunoască pe sine și să-L cunoască pe Dumnezeu cunoscându-se pe sine, care e particulă din Dumnezeu. Da? Deci, ceea ce avem noi de făcut aici este să facem ceea ce ne-a învățat Iisus, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci ai venit pe pământ, e o cale, adevărul este cunoașterea asta, viața este când ne recuplăm la Dumnezeu. Deci important este să înțelegem că ține de noi și acesta e demersul pentru care venim. Ceea ce s-a întâmplat cu noi și aici, apropo și de imaginile care sunt vehiculate și de inducțiile continue din filme, din muzică, din mesaje scrise, din poze, din orice, toate, direct toate, multe, majoritatea, direcționează către conexiunea cu materialul, către atașamentele noastre, către o legătură pe care noi o considerăm imobilă și dacă se întâmplă să murim, aoleu, am pierdut tot. Aoleu, de fapt n-am pierdut nimic pentru că nu era nimic al nostru. Deci ceea ce avem aici sunt de fapt niște cadre. Știi cum cred că cea mai elocventă imagine și reper ar fi, noi suntem actori pe o scenă în care un regizor și niște decoratori au creat un cadru cu ce e el, că e mobilier, că sunt panouri, că ce este, toate acelea sunt niște repere pentru tema discutată. Așa sunt și în viața noastră. Toate experiențele noastre de viață, persoanele cu care interacționăm, locurile unde ne naștem, unde trăim, unde, nu știu, călătorim, toate sunt niște cadre care ne oferă posibilitatea de a ne manifesta, de a învăța ceva. Învățăm dacă trăim la munte, învățăm dacă trăim în delta, învățăm dacă trăim la șez, dacă trăim la marginea oceanului, deci în fel și fel de cadre experimentăm diferit. Ceea ce este important este să înțelegem că noi nu suntem acest corp. Noi suntem sufletul care anima acest corp. Da? Pentru că altfel acest corp ar fi fost nemuritor. Da? Dacă Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu e nemuritor și ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. El nu ne-a făcut după un chip muritor. El ne-a făcut nemuritori. Da? Și atunci, structura care este cu adevărat nemuritoare este sufletul și asta este esența noastră.
Da, el este cel care vine în fiecare viață și experimentează lângă o altă hăinuță și spune în viața ta un femeie, în viața ta un bărbat, în viața ta un trege, în viața ta un cerșetor. Experimentez și urcușul și coborâșul, experimentez forme diferite, blocuri diferite, cadre diferite, din care pot să învăț. Pentru că Dumnezeu putea să zică, știi ceva, tot eu te-am învățat pe tine, omule, să faci un calculator. Tot eu te-am învățat pe tine, omule, să faci imagini pe calculator și să faci programe sofisticate. Eu aș putea foarte simplu să spun ție, omule, un calculator care să ruleze. Astăzi înveți frica, mâine înveți bucuria de a cultiva floarea soarelui, poimâine înveți să faci rochii de mireasă, poimâine înveți să pui tălpi la pantofi. Nu știu, pot fi fel de fel de experiențe. Oamenii ar fi putut să se uite la toate aceste imagini, ne uităm și noi la filme, la fel de fel de clipuri, dar nu învățăm în mod real, pentru că se duce în minte, câteodată se duce și în suflet când este ceva care produce emoții mai intense, dar de cele mai multe ori nu mergem mai departe să facem analiza a ceea ce s-a transmis prin informația respectivă. Pentru că altfel se învăța din grădina Raiului, unde Adam era nemuritor, nu l-a făcut nimeni muritor. Pentru că dacă ar fi fost murirea de la început, nu-i spunea că o să moară dacă ia din fructul pomului cu pricină. Da? Deci murirea atunci a fost introdusă. Însă, ceea ce era de înțeles, era de trăit această experiență a golului pe care ne oferă 3D-ul. Și noi am trăit-o din plin, adică suntem pe al 14-lea nivel de experiență ibridă. Da? Deci au fost minotauri, erau experiențe cu tauri, la Olmeci era cu jaguari, au fost cu vulturi, au fost cu dragoni, cu șerpi, cu toate felurile. Noi am fost cu ibridizarea ultimă cu șerpi. Asta înseamnă animalele fiind făcute înaintea omului, omul fiind ultima dintre creațiile de viețuitoare a Pământului, programul lui existențial era cel mai bogat. Programele speciilor anterioare, creației umane, aveau niște informații mai restrânse. Pe măsură ce se mergea mai departe, se tot adăuga la program. Dar ca să poată să se experimenteze toate informațiile anterioare, a trebuit recuplarea cu aceste surse de programare ca să se activeze secvențele respective. Da? Și s-a experimentat. Cum reacționăm în cadrul ăsta? Facem minotaur. Păi, vedem ce se întâmplă. Centaur. Vedem ce se întâmplă. Toate au fost Anubisul, da? Toate au fost niște forme de a experimenta într-o altă manieră. Aceleași lucruri experimentate în mod diferit. Astea au fost lucruri care pe noi ne-au îmbogățit și pe care nu le puteam experimenta în 4D, pentru că acolo era lumină și ar fi însemnat să se piardă lumina de acolo, făcându-se contopirea cu regnuri cu o vibrație puțin sub cea umană. Și totuși, pentru că aceste lucruri s-au petrecut, ele au fost necesare. Și au fost cele care ne-au învățat foarte mult. Și uite, lecțiile majore pe care le avem acum și care ne frânează cel mai tare, țin de atașament și de frică. Dacă am vorbit noi de trădare data trecută, am vorbit mai cu niște luni în urmă de agresivitate, am vorbit de multe forme de manifestare ale omului, ceea ce ne frânează pe noi acum foarte tare să mergem mai departe, sunt două aspecte care s-au născut din primele schimbări ale inducției din grădina Raiului. Deci, din faza de murire, s-a introdus faza de murire. Dacă veți consuma din fructele omului interzis, cunoștinței binelui și răului, veți muri. Bun. Din start a fost indusă și o dorință, că era fructul interzis, și a fost dorința de a consuma ceva fizic
dincolo de sfaturile și învățăturile pe care le dădea Dumnezeu. Deci, o vorbă, un cuvânt, un sfat pe care îl dădea Dumnezeu era non-fizic. Mărul era ceva fizic. Oamenii, având fizicalitate, pentru că erau într-o lume deja cu fizicalitate, văzându-se, au avut tendința să se orienteze spre fizicalitate și să se raporteze la fizicalitate. Bun. Neștiind exact ce înseamnă murirea, nu era neapărat o problemă că se ia din pomul cunoștinței, pentru că e și ea ceva acolo, murirea asta, dar nu o fi ceva atât de rău. Pentru că încă nu văzuseră ce înseamnă. Nu aveau cunoștința muririi. E, ceea ce a făcut primul lat, prima ancoră, primul, nu știu cum să-i spun, de care noi ne-am prins, a fost această legătură de partea fizică. Pentru că în momentul în care noi ne-am atașat de corpul nostru, adică ne-am atașat de fizicalitate, primul pe care îl aveam era corpul nostru, care era corp fizic. Ne-am atașat de ceea ce era fizic în jur, de grădină, ne-am atașat de pomul cunoștinței binelui și răului și s-a considerat mi se cuvine. Este greșeala pe care o face foarte multă lume în prezent. Mi se cuvine. Nu dau, dar vreau. Și vreau și vreau și vreau și mi se cuvine și al meu. Bun, atâta vreme cât nu dau ceea ce primesc, la un moment dat va trebui să dau. Cu dobânda aferentă, până când mă decid să dau de bunăvoie. Acest lucru s-a întâmplat și cu noi. Deci a fost povestea cu luatul fructului din pom. E, s-a luat fructul din pom, dar mai departe s-a produs exact ceea ce spuneam mai departe, decuplarea sufletului de pineală și decuplarea noastră de Dumnezeu. Și atunci noi am rămas cu simțurile fizice, pentru că pineala a blocat, deblocarea asta a blocat clar simțurile. Noi am rămas doar cu simțurile fizice și ne-am raportat doar la fizic. Și atunci conexiunile noastre radial s-au dus spre fizic. N-au mai fost fluxurile care, ascensionale care comunicau cu Dumnezeu. Pentru că asta face sufletul viu, are capacitatea de a se dezvolta în fel de fluxuri și să te poată transmite energie și informație. Și atunci, noi ce am făcut cu sufletul nostru? Am început să îl diminuăm și să ne conectăm pe orizontală doar la fizicalitate. În timp, această conexiune a creat niște legături atât de puternice încât raportarea noastră a fost eu sunt și lucrurile astea sunt ale mele. Deci sunt ale mele, să nu mi le iei. E, în momentul în care tu vii și spui, știi ceva, m-am supărat pe tine și o să-ți iau nu știu ce lucru de aici. Păi mă supăr. E? Sau mi-e frică să nu-l pierd. Da? Și atunci, ca să nu pierd lucru, încep să fac compromisuri. În primul rând, începe frica, ce se întâmplă dacă pierd un lucru, dacă pierd casa, dacă pierd bani, dacă pierd mașină, dacă pierd serviciu, dacă pierd, nu știu. La mine e o problemă cu cărțile, dar le-am spus că ele trebuie să aibă fluxul tot timpul legat de mine și le iau peste tot. Da? Și atunci, nu e o poveste, uite, și căței, da, uite, vezi ce a atenționat imediat. Nea lui. În partea cealaltă este fosta cățelușă, aici este asemănător cu Actual. actual. Așa. Da, așa, bun. Deci, important este să înțelegem că, dincolo de fizicalitate, tot ceea ce are de fapt valoare nu este fizic, este dincolo de fizicalitate și acolo este nevoie să ne raportăm. Câtă vreme noi suntem tributari atașamentelor noastre, nu, pământul ăsta e al meu, casa asta e a mea, lucrul ăsta e al meu, pentru că am muncit greu pentru el, e un semn de întrebare. Unde este valoarea a ceea ce am dat eu?
peste tot fizic. Am muncit greu, m-am dus la serviciu, am plecat pe ploaie, pe soare, pe arșită, pe zăpadă, pe ce a fost. Am stat niște ore la serviciu, am primit un salariu care era cum era și impozitat și toate poveștile. Și am făcut greu lucrul ăsta. Este un punct de vedere care întărește atașamentul. Pentru că orientarea mea a fost, trebuie să fac lucrul acesta. Și cu cât a durat mai mult până l-am făcut, cu atât atașamentul meu a crescut, pentru că s-au creat stringuri din ce în ce mai multe cu obiectul atașamentului meu. În realitate, s-ar putea să fie puțin mai greu de digerat, au fost doar antrenamente ale mele ca să-mi validez capacitățile, posibilitățile, ca să văd că pot, ca să, chiar dacă mi-a 20 de ani să fac o casă, o fac. Eh, bravo! E posibilitatea, e capacitatea, e abilitatea mea. Da? Dacă mi-a 3 ore să, eu nu mi-a mie 3 ore să pictez o mandală, dar zic și eu așa, pentru toată lumea, că am văzut la Iulie. Dar dacă mi-a, este un timp de viață, dar este un timp pe care putem să-l dăruim cu supărare, cu năduf, cu regret, dar poate să fie bucuria. Am dăruit niște ore de viață ca să pot să fac ceva care rămâne. La mine marea bucurie este, vezi, tot în non-fizică, eu lucrez cu energiile și cu psihicul, care sunt mai puțin vizibile și un cățel de aici este foarte vesel astăzi. Așa, și este ceea ce mă satisface pe mine, adică sunt ore, sunt deja peste 100.000 de ore de lucru, care înseamnă nu lucru greu, înseamnă bucuria de a dărui dincolo de orice. Bucuria de a dărui o vorbă, un sfat, o atenție, de a face o curățare, de a face o terapie, de a corecta o structură, pentru că nu fac cu gândul că e greu ce fac. Și pentru că nu fac cu atașament, ci pur și simplu e o detașare care îmi dă voie să văd ce e dincolo în câmpul celelalte persoane și să fac corecțiile. Asta învățăm și la cursul de la tabără în 25 mai. Și, practic, ceea ce avem noi de lucrat cu noi legat de acest atașament este optica. Ne-am legat de fizic și ceea ce ne ține foarte tare acum aici este fizicul, pentru că planul 4D este deja plan bioluminic. Deci începe să se împede fizicalitatea gradual, înainte de asta va începe să apară bioluminiscența și după o să înceapă să fie ascensiunea energetică. De aceea aș o să facem acum și la meditație, să înțelegem cu toții că dincolo de tot ceea ce este fizic, ce se poate să fie astăzi și mâine să nu fie, noi rămânem și dacă am făcut, o putem lua de la capăt. Da? Și dacă, până la urmă, profan, s-a făcut ciorba, s-a terminat ciorba, face altă ciorbă, e la fel. Deci ai făcut cata, nu mai e cata, face altă cata, nu e la fel de ușor, dar nu e imposibil. Adică dau niște exemple care sunt la distanțe mari ca și valorile financiare pe care le-am face, dar acum pe bune în 3D, cu casă, fără casă, mai stai și în peșteră sau pe la vecini, dar fără ciorbă mai greu, că 3D-ul zice că e fizic și că trebuie hrănit și cu materie fizică, nu doar cu... Dar mai sunt și fructe prin copaci, dacă mai sunt copaci. Mai Adică, rar. trebuie să mai punem și copaci. Da. E, important este să înțelegem că cele două mari frâne care ne țin pe loc în această perioadă vitală pentru existența noastră sunt atașamentul și frica. Câte vreme noi rămânem tributari celor două, nu avem cum să ieșim din 3D. Câte vreme considerăm că trebuie doar să primim, rămânem în 3D. Câtă vreme sunt o grămadă de oameni care se uită în ciorba celorlalți și cum e și se uită cu judecată și cu critică și cu atitudine negativă,
E atitudine 3D. Deci, este foarte important. Este foarte important să înțelegem că suntem în perioada pașilor premergători treceri. Acest lucru înseamnă că trebuie să intensificăm lucru cu noi înșine. Și sâmbătă ai auzit, au mai fost întrebări cum lucrăm cu noi înșine. Am spus de foarte multe ori și spusesem și în emisiune, în sesiune deja, important este să fim și atenți și să auzim ce se spune, să citim și ce se scrie și să citim și printre rânduri, pentru că am depășit faza în care ne ia cineva de mânuță și ne explică fiecare pas, ăsta-i copac și ăsta-i floricică, ăsta-i fir de iarbă. Și deja suntem la faza în care trebuie să depășim, cred că ați citit și voi, balaurii, da? Motănelul dă peste lampa de... Uite că și la mine este încă lumină de la înviere. Și timp de câte ori se arde, cade ceara din candelă, las ca să ardă pentru 24 de ore și tot le adun ca să avem lumină, cât putem de multă lumină de la înviere. Deci, sunt oameni care înțeleg că pentru a merge mai departe vin și încercări. Da? Cum a fost doamna care povestea, a plecat de acasă, s-a gândit să nu dea motănelul peste candela aprinsă și să dea foc la casă. Ajungând acasă, zice, de fapt, motănelul era cu minte, candela era aprinsă, doar balaurii din mintea mea au funcționat. Bun. Acești balauri sunt, de fapt, entitățile despre care vorbeam mai devreme, apropo de cazul cu doamna cu bipolaritatea, și sunt entități care nu pot să existe fără noi, care se hrănesc din noi și care, în momentul în care pierd legătura cu noi, nu mai au cum să supraviețuiască. Deci ei se luptă pentru viață. Pentru viața lor, nu pentru a noastră, evident. Important este să înțelegem că dacă ei, care n-au neapărat inteligența și forța noastră, știu să se lupte pentru viața lor, că o fac. Noi ce facem? Așteptăm să se lupte altcineva pentru viața noastră? Și până când mai mergem pe concepția asta că trebuie să vină cineva să dea, că trebuie să vină cineva să renunțe la ale lui și să vină să ne dea, că trebuie să facă nu știu cum? Păi nu. Faptul că sunt atâția oameni și, repet, iarăși, ai o muncă colosală de făcut și o misiune cu totul și cu totul specială, pentru că tu aduci în fața oamenilor multe informații din multe direcții, să te vadă și dacă este o direcție, vorbeam noi de astrologie, da, cinci astrologi, fiecare pune din punctul lui de vedere, cinci terapeuți de orice fel ar fi, pe același diagnostic vine fiecare cu abordarea lui. Da? Și se învață din fiecare, deci dintre ascultători, fiecare reacționează pe ceea ce e pentru el de valoare. Și fiecare te vindecă. Dacă îi dai unui om care crede că te vindecă cu un pahar cu apă, îi dai un pahar cu apă, el te vindecă cu un pahar cu apă. Da? Dacă îi spui că fără să fie placebo, vorba de credință aici. Dacă îi spui că i-ai pus în pahar pilula magică de vindecare, ăla e placebo și te vindecă pentru că el crede că i-ai dat o pilulă magică. Dar sunt și oameni care, pentru care indiferent ce le-ai dat, nu-i poate vindeca. Sunt oameni atașați de boală. Sunt oameni, am întâlnit situații în care atașamentul de boală mergea până la expresia diagnosticul persoanei. Adică omul zicea diagnosticul meu, mie nici nu vine să zic așa ceva. Da? Dar era un atât de mare atașament pentru că atragea atenția, pentru că lua, în felul ăsta se lua energia celorlalți, dar nu se vindeca. N-avea cum să se vindece pentru că ăla era, e obiectul meu și nu-l las, nu-l las, nu-l las. Da? Păi atunci, na, dacă omul vrea să-l țină, are de experimentat această formă de existent. Sau, mă rog, de existent. Dar ceea ce e nevoie să înțelegem. Pentru că suntem, așa cum am spus, aproape de prima secvență a triajului. Ceea ce nu este foarte ușor. Am spus de multe luni și am mai repetat-o,
Triajul o să urce primul nivel spre 4 și o să coboare ultimul nivel mai jos. Ultimele niveluri devin primele care vor avea trecerea la următoarea etapă a triajului. Funcție de nivelul de vibrație. Primul, al doilea și posibil al treilea nivel de creștere vor merge într-un non-vizibil la un moment dat pentru partea fizică, așa cum și cei din nivelurile inferioare care te duc spre entitatea cărora i s-au închinat în ultimele vieți și foarte mult în aceasta. Dar să ne înțelegem, nu Satan, că nu mai e, din cauza asta și declinul partenerilor. El s-a sfârșit acolo pe Draco și nu mai e. Dar și lumea asta va fi într-un spațiu de non-vizibilitate pentru cei care rămân în 3D. Cei care rămân în 3D, e bine să-și intensifice toți. E bine să ne intensificăm eforturile de lucru cu noi și de trecere, dar cu cât se începe triajul și mai pleacă din vizibilitate, nu se văd unii, nu se văd alții, e și mai mare imboldul și pasul ăla, impulsul din spate să se meargă înainte mai hotărât, pentru că dacă s-a făcut triajul pe palierul pe care sunt și nu am urcat, nu urc la următor, mai cobor. Deci este greu de crezut că dacă eu am de făcut un pas acum, reușesc să-l fac peste 2 luni. Și atunci, foarte mare atenție pentru toată lumea. Acest triaj este o selecție care merge pe nivelurile aferente programelor luminice. Fiecare merge unde este vibrația la care a ajuns, puncte de cât a lucrat cu sine. Expresiile că să ne învețe cineva, să ne ducă, să vină cineva, ne duc în jos, pentru că acolo clar vine cineva care ne ia de mână și ne duce, dar ne duce în întuneric, nu ne duce în lumină. Și atunci, pentru toți dragii noștri prieteni, cât de multă iertare de sine, iertare pentru ceilalți și, ca o temă pentru discuția noastră de astăzi, mai multă atenție la atașamentele noastre, pentru că atașamentul ăsta este și generator de frică. Mi-e și frică să dau, mi-e frică să nu rămân fără, dar dacă dau și mâine nu mai am sau nu mai pot. Toate reflectând o formă de gândire negativistă. Nu pun ideea bună, dau paharul ăsta cu apă și vin două înapoi. Ziua e frumoasă, plouă, dar e frumoasă ziua. Da? Acum nu, acum este o minune de primăvară, deci, da, ca idee. Deci dacă merg pe formule negative, acelea le trăiesc. Să înțelegem că noi ni le atragem, noi le ducem, noi le trăim și noi trăim efectele a ceea ce gândim și facem. Nimeni altcineva. Și nu este nimeni răspunzător de ceea ce facem noi cu energiile noastre, cu viața noastră, cu gândurile noastre, cu stările noastre, cu emoțiile noastre. Atunci avem nevoie să fim mai prezenți în noi și mai aproape de sufletul nostru decât de identitățile materiale din jur. E casa mea, e mașina mea, e mai știu eu ce e al meu. Nu e al meu. Sunt cadre. Sunt cadre. Au fost oameni care au pierdut totul și au luat-o de la capăt și au supraviețuit. Au fost o dovadă vie că s-a putut supraviețui. Au fost oameni în jumătatea secolului trecut, am vorbit noi acum 2 dăți, de la constelațiile cu ce s-a petrecut cu tot ce a fost pe acolo, prin zona de experimentare, și pierzând inclusiv actele de identitate și dinții din gură, au fost care au supraviețuit și au mers mai departe.
și mulți dintre ei cu demnitatea celui care a văzut moartea în fiecare clipă și l-a ținut credința că poate să meargă mai departe. Până la urmă, nu moartea e o problemă, că ne întoarcem. Important este unde ne întoarcem. Da? Și unde ne întoarcem este unde ne ghidează credința noastră, unde ne direcționează credința noastră. Da. Sper să nu fi întristat. Nu. Dar îmi doresc din suflet, chiar îmi doresc mult ca toți oamenii să reușească să înțeleagă aceste lucruri. Pentru că eu le zic de 20 de ani, dar și când le spuneam, mă gândeam, zic, uite, lumea înțelege și până mai spuneau, e, o fi chiar așa, ani de zile, dar s-a întâmplat cum ai spus. Păi, nu era clar? A, nu credeam atunci că o să se întâmple așa. O să te rog să ne spui care este agenda ta în continuare. E cum spuneam pe la început, urmează pe 6, sâmbăta noastră cealaltă, cu o sesiune de constelații și cred că va fi iarăși o sesiune deosebită pentru că a crescut deja nivelul constelațiilor și ne ducem pe zone mult mai intense de lucru, cu desfășurări pe suprafețe de timp mult mai mari. Și în felul ăsta oamenii înțeleg că nu sunt doar structura fizică de aici, ci reușesc să se conecteze la eul lor, să vadă cine au fost, cum au fost, cum au lucrat, ce au făcut, ce au greșit, ce au făcut bine, ca să poată să se reconfigureze ei în sinea lor. Și în felul ăsta se împuternicesc și pot să lucreze cu ei. Cum ai văzut că au fost efectele de la sesiunea de sâmbătă, care a fost o sesiune cu meditație, dar se produc niște lucruri colosale pentru că ele sunt date. Eu citesc ceea ce vine și transmit funcție de persoanele care ascultă, pentru că interesul este ca ei să înțeleagă, să primească, pentru că pentru ei este mesajul. Și se întâmplă cu adevărat lucruri deosebit de frumoase, deosebit de frumoase. Și oamenii sunt frumoși și reacționează frumos. Și Deci avem aici programul până în iunie inclusiv. da, avem, da, mulțumesc că avem și, deci după 6 mai, următorul eveniment va fi curs, tabără, identitatea ta energetică, 25-28 mai, în care vom învăța să lucrăm energetic, văzând, simțind, mă rog, fiecare dezvoltându-și un clar simț, cel mai ușor se dezvoltă clar vederea. Dar sunt persoane care au clar miros, da? Pot să perceapă mirosul subtil al oamenilor și să-și dea seama după parfumul ce vibrație este. Sau sunt fel de forme de a percepe. Și atunci ceea ce îmi doresc este ca oamenii să înceapă să-și dezvoltă clar simțurile, pentru că asta le dă o conștiință a funcționalității non-văzutului, al non-fizicului. Și văzând că pot să citească în ceacrele celui din față sau în ceacrele lor, văzând că pot să producă niște corecții și cum, înțelegând cum să lucreze pe ei înșiși, că de fapt asta este intenția mea, să reușească oamenii să lucreze pe ei înșiși, să fie autonomi, nu să depindă de cineva care să îi ajute neapărat în situații de, că așa se poate face, nu e cea mai mare problemă, dar e încărcătura foarte mare pentru că foarte multe situații în ultima vreme și se consumă multă energie, nu poate un om să le facă. Și atunci fiecare e bine să învețe să facă. Hai să Și ne pe uităm urmă. un pic să vorbim despre cărți. Mai sunt și, mai e și lucru în paralel la cărți, că de asta și lucru în paralel la cărți nu înseamnă că mă așez și scriu, înseamnă că mă apuc și studiez cât pot de mult ca să aduc informații din ce în ce mai multe
astfel încât cei care le citesc să poată să se îmbogățească cu adevărat. Și uite, așa a fost, incursiunea în Atlantida mi-a luat 8 ani, în care tot am făcut cercetări, cercetări, cercetări și am scris. Deci 8 ani am scris la cartea aceea și abia acum a început să fie înțeleasă. Da? Și cărțile, Suita Genezei, va fi cu totul și cu totul altfel înțeleasă peste câteva săptămâni. Adenda e un reper. E un reper care va putea să fie înțeles cu foarte mare claritate peste vreo câteva luni. Îți mulțumesc Scrisă de cine? tare mult pentru emisiunea din această seară, Florentina. Tot mulțumesc. Le mulțumesc celor care au stat alături de noi și le propun să rămână mai departe alături de tine și de meditație. Eu îmi iau la revedere. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. O seară minunată, mulțumesc mult! Mult drag, eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru că îmi dai posibilitatea să transmit. Mulțumesc mult. Și tuturor mulțumesc. Continuăm călătoria noastră ca în fiecare seară de luni. Și așa cum știi, deja este o poziție confortabilă. Ar fi bine dacă ai putea să stai cumva așezut pe un șezlong, pe un fotoliu, pe o canapea, pentru că vreau să lucrăm pe vindecarea de atașamente și te ajută puțin să fii cu capul deasupra corpului, să fii în poziția de observator. Chiar dacă ceea ce vei vedea va fi văzut cu ochii minții, nu fizici, dar te ajută să stai în poziție semișezândă. Și să inspiri profund și rar, de câteva ori. Vizualizând dincolo de fluxul respirator, lumina coboară prin creștetul capului tău și coboară până la tălpi, parcurgându-ți ființa în totalitate și umplându-te de lumină, purificându-te, eliberându-te și reîmputernicindu-te. Continuă să inspiri și să vizualizezi respirația luminică cum te parcurge, iar apoi lumina divină cum intră prin creștet și îți parcurge întreaga ființă. Și fă acest lucru de câteva ori. Cu ochii închiși și dându-ți voie să simți cum respirația ta e ca un fug viu. Sau, dacă vrei, o lumină de înviere. Sau poți vedea lumina de înviere coborând din înalt în ființa ta. Pentru că focul viu și lumina învierii nu ard, dar purifică.
Și lasă acest foc viu în tine. Să-ți purifice ființa. Stările negative. De trăirile neplăcute. De amintirile care dor. Pentru că încă n-a fost acceptat trecutul. Și lasă în tine să lucreze convingerea că ești pe calea sigură și clară a vindecării. A vindecării tuturor durerilor tale. Indiferent că sunt fizice, emoționale, psihice, energetice. Dacă vrei, îți poți imagina că ești sub apa unei cascade de lumină. Sau că lumina vine în picuri pentru ploaie. Te mângâie și curăță tot ceea ce este de curățat. Pentru a-ți da voie să te reactivezi. Pentru aceasta, o să te rog, sugerez să te vizualizezi în oglinda sufletului. Dacă imaginea ta este cea a corpului tău fizic, caldă în continuare în lumină, până când devine lumină. Fără să lași rezistența interioară pulbere, să te înfrâneze, să te oprească sau blocheze această baie de lumină. Tu ești dincolo de corpul fizic. Ești înainte de el și după el. Lasă treptat
focul viu sau lumina necreată. Să ducă corpul tău fizic pe vibrații din ce în ce mai înalte. Transformându-l într-un corp plasmatic. Care apoi ușor, ușor, urcându-l și mai sus vibrațional, prin lumină necreată, să-l vezi lumină. O să te rog să conștientizezi dacă te-a durut. Pentru că, în realitate, nu transformarea lui, a fizicului tău, a corpului tău fizic în lumină te doare cel mai tare. Nu te doare să devii lumină. Mai tare ne doare să renunțăm la întuneric. Mai tare ne doare să renunțăm la atașamente. Când ești lumină, ne două oglinzi în față. Oglinda de la început în care te vedeai cu corpul tău fizic. Oglinda de acum, unde îți vezi corpul luminic. Ce alegi? Știi bine, corpul fizic încă funcționează după programul muririi. Corpul tău de lumină însă este veșnic. El nu intră în programul muririi. Privește-le alternativ. Cu atenție pe ceea ce simți. Devină conștient sau conștientă de ancora pe care o reprezintă corpul fizic. O ancoră în fizicalitate. Dacă aceasta este ceea ce îți dorești, păstrează aceasta până în momentul în care vei fi pregătit sau pregătită pentru următoarea etapă. Dacă îți dorești să mergi în lumină, întâi în bioluminic, focusează-te pe a doua imagine. În care corpul tău e luminic. Poți lucra cu tine. În intenția clară și fermă, accept să merg în lumină. Deci, merg în lumină. Păstrează cu tine imaginea corpului tău de lumină.
integrează în toată ființa ta. Ferm și atmat. Dacă vrei ca la altă versiune, păstrează pe aceea. Atâta timp cât ai nevoie. Lucra 21 de zile cu această meditație, această transmutare în câmpul luminic. Și este foarte bine să faci de acum înainte, dacă dorești. Dacă simți, dacă e calea ta. Iar eu, mulțumesc că ai fost aici și că ești aici. Și că îmi dai voie să spun șoapte de iubire pentru sufletul tău. Te iubesc un frumos. Dă-ți voie să fii lumină. Și mulțumesc.